Ștefan nu este urmă de ani, sunt decan în Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova și am avut fericită ocazie de a participa la urmărirea Leadership și Managementul Schimbării în învățământul superior. Ce putem spune despre această manifestație? Numai și numai cuvinte de bune în sensul că astfel de informații sunt utile până la nemaipomenit, din simplu motiv că spațiul post-sovietic în continuare lucrează după metodele lui. Sunt un istorician și pot să-mi permit să afirm aceste lucruri. Au fost foarte, foarte și foarte multe lucruri noi și interesante. Evident că le mulțumim colegilor de la Facultatea de Economie, domnului Jelenco și doamnei Suman, pentru materialul comprimat și foarte bine structurat în vederea înțelegerii schimbărilor și necesității schimbărilor în ceea ce ar însemna liderii și managementul educațional, fiindcă pentru noi, cei care deja au o anumită vârstă, este mult prea neîndemnat de a parcurge toată literatura, toate informația care există. Am primit în acest sens un, să zic, un rezumat foarte, foarte cum nu se poate mai comprimat, dar în același timp și pe înțeles, privind ceea ce înseamnă problemele actuale în domeniul leadership-ului și a managementului. Deci de ce nu putem și pot spune acest lucru? Pentru mine, de exemplu, până la această întâlnire era practic de neînțeles care este deosebirea între lider și într-un manager. Acum putem lucra, putem stabili anumite priorități în vederea organizării și conducerii în domeniul facultății, la conducerea facultății, precum și aplicarea nemijlocit pe partea practică a cunoștinților teoretice.